convocat de către domnul primar, pentru a desfășura prima ședință ordinară la anul 2023, cu ordine de zi, plecând de la 6 puncte și ajungând cu ele la 15. Ele fiind studiate, avizate, vă rog să le supuneți pe aprobare și să cu ordine de zi. Prima cu alegerea președintelui de ședință. Deci, domnilor consilieri, bună ziua, vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre de a participa la ședința inaugurală a anului 2023 și ședința, cred, cea mai importantă a comunității noastre, ședința în care se aprobă bugetul local. Eu mă rog la dumneavoastră să vă rugați noastră la Dumnezeu ca să mai putem să ne întâlnim și în anii care urmează, în ianuarie, să aprobăm bugetul. Spun asta aducându-mi aminte de anii anteriori, în care în luna mai aveam buget de aprobat. Adică, credeți-mă că nu era ușor deloc pentru nimeni din administrație să funcționeze cu fracția aia de 1 pe 12 din bugetul anului anterior. Lucru pentru care vă rog încă o dată să vă bucurați că asta se întâmplă și să ne rugăm la Dumnezeu ca și în anii următori lucriditatea celor la București să ne ofere ocazia ca de, eu știu, 31 ianuarie cel târziu să ne bucurăm de aprobarea bugetului. Aș vrea să intrăm pe ordinea de zi pe care o să prezinte domnul președinte nou ales, dar înainte de asta o să vă propun proiectul numărul 1, proiectul de hotărâre numărul 1, privind alegerea președintelui de ședință. După cum știți, mandatul președintelui de anul trecut a expirat la sfârșitul anului, în luna decembrie. Anul acesta, în prima ședință, pentru 3 luni de zile, pentru primul trimestru, noi l-am propus pe domnul Ababe și am hotărât ca să o luăm în ordinea în care sunteți așezați în, sau cu alfabetic, o să găsim noi, da, cred că în ordinea așezării pe scaunul cel mai sănătos, așa încât fiecare să treacă prin scaunul de președinte, să vadă ce înseamnă responsabilitatea de a fi președinte, să înțeleagă lucrul ăsta din toate punctele de vedere. Cine este pentru propunerea ca domnul Ababei Daniel să fie, mulțumesc frumos, e unanimitate. Domnul președinte, vă rog frumos să dați citire ordinii de zi, să o supuneți aprobării, după care eu o să intru în detalii pentru prezentarea proiectului de hotărâre. Proiect de hotărâre numărul 2, privind aprobarea bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru anul 2023. Proiect de hotărâre numărul 3, privind aprobarea taxei anuale datorate Asociației Comunilor din România pentru anul 2023. Proiect de hotărâre numărul 4, privind aprobarea cotizației anuale a Comunei Corbasca la patrimoniul Asociației GAL, cetate Tamasidava. Proiect de hotărâre numărul 5, privind aprobarea încheierii contractului de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietate privată în vederea întreținerii echipamentului rețelei publice de comunicații electronice, sistem de telefonie mobilă celulară amplasate pe un turn metalic cu Telecom România Mobil Comunicațion S.A. pentru terenul în suprafață de 200 metri pătrați situat în intravilanul satului Sperișoara cu Corbasca, județul Bacău. Dar am lasă deja, proiect de hotărâre numărul 6. Privind însușirea de către Consiliul Local Corbasca a măsurilor stabilite de către Camera de Conturi, județul Bacău, prin decizia numărul 40 din 8-a 11-a 2021, cu privire la înlăturarea deficiențelor constatate în urma acțiunii de verificare, audit financiar asupra conturilor anuale de execuție ale bugetului local pentru anul 2021 la UAT CEC Corbasca. Proiect de hotărâre numărul 7, privind acordarea unor facilități fiscale și drepturi bănești personalului voluntar pentru participarea la activități prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunii Corbasca, județul Bacău. Proiect de hotărâre numărul 8, privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023. Proiect de hotărâre numărul 9, privind aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2023 al Comunii Corbasca.
Proiectul hotărâri numărul 10, privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru anul 2023. Proiectul hotărâri numărul 11, privind aprobarea plății obligatorii financiare de către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala județul Bacău. Proiectul hotărâri numărul 12, privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 43 din 9.6.2022, privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de 2500 de metri pătrați, având categoria de folosință pășune, parte din domeniul privat al Comunei Corbasca, județul Bacău, situat în Tarlaua 2.14. Mascan, sat Băcioi, Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiectul hotărâri numărul 13, privind implementarea proiectului îmbunătățirii calității serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiectul hotărâri numărul 14, privind aprobarea protocoalelor de colaborare a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru implementarea proiectului HUB de servicii MMSS, FII, MMS, COD, SMI, SMIS. Chimizare? Asta e. Da. Am înțeles tot și eu. Ai înțeles. Proiectul hotărâri numărul 15, privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, de asistență sau de reprezentare juridică. Propunem spre aprobare. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Nu. Deci toate proiectele au fost aprobate de către. Mulțumim, domnul președinte, pentru prezentare. Se vede că sunteți un om al literelor rutinat și nu aveți nici măcar emoții, lucru pentru care vă felicit. Că... Nu prea am văzut bine că nu scotelea din urmă. Da. Tot supermisiunea noastră... Cu engleză. Am să vă, da, am să vă rog să lăsăm bugetul ca și ultim punct al ședinței de astăzi, pentru că acolo știu că sunt discuții de efectuat și produce discuții de regulă subiectul bugetului local. Să trecem prin ordinea de zi, în ordinea în care ea a fost prezentată, mai puțin bugetul local, proiectul de hotărâre vis-a-vis de aprobarea bugetului local, pe care o să-l discutăm ca și ultim punct de pe ordinea de zi. Dacă sunteți de acord cu această propunere mea, vă rog să votați cine este pentru. Mulțumesc frumos. Vreau să-mi cer scuze iarăși pentru ora la care am convocat ședința și aș vrea să înțelegeți doar că acest lucru se datorează unui motiv conjuntural pe care n-aș vrea să-l dezvălui în fața camerelor de la vedere, da? Dintr-o conjunctură favorabilă pentru noi astăzi, am ales să facem ședința la ora 14. Deci, dumneavoastră o să simțiți lucrul ăsta pe parcursul anului ce l-am început la 1 ianuarie. Deci, proiectul de hotărâre numărul 1 fiind epuizat. Practic, ați ascultat din prezentare, este vorba de proiecte de hotărâre care au în vedere, eu știu, pârghii ale desfășurării activității administrative în Comuna Corbasca pentru anul 2020. Asta implică plata taxelor anuale pentru asociațiile la care suntem alocați, respectiv Asociația Comunilor din România, care produce audit la Comuna Corbasca, ne dă o platformă legislativă pe care lucrăm, avem un pachet întreg de servicii pe care le folosim de la dumnealor și eu cred că e un lucru bun că suntem membri acolo, avem de plătit o cotizație. De asemenea, la grupul de acțiune locală Cetate Tamasidava. Suntem membri cu drepturi de pline din 1900, de când suntem noi. Beneficiem de investiții în Corbasca de, prin această entitate publică. Acum, prin eforturile dumneavoastră și prin activitatea de acolo, Comuna Corbasca primește o bonificație de 16.000 de euro. Bani cu care o să vedeți că vrem să achiziționăm ceva pe care vă propunem dumneavoastră să-l aprobați. Da? Deci alt colaborator care ne ajută în desfășurarea activității administrative. Proiectul numărul 5.
privind aprobarea încheierii contractului de constituire a dreptului de servitude pentru accesul la proprietatea privată în domeniul întreținerii echipamentelor rețelei publice de comunicații, este vorba de acea antenă de la Scărișoara. Proprietarul astăzi este Orange Communication și nu mai e Telecom, din ce știu eu, dar noi cu Telecom cred că am corespondat. Ei au avut un contract pe 10 ani, cred, domnul secretar, da? Contractul a epuizat și dumnealor au venit cu o propunere prin care să facem un act adițional de prelungire a contractului de concesiune pe suprafața respectivă, cu păstrarea indicatorilor inițiali. Ori de atât timp de 10 ani s-au tot schimbat lucrurile în lumea asta și toate lucrurile sunt într-o dinamică de asta permanentă. Prețurile au avut o evoluție fiecare în sensul lui, de pentru care domnul secretar a studiat baza legală și l-a comunicat, le-am comunicat o adresă prin care pretențiile noastre au fost altele decât acum 10 ani, lucru cu care nu au avut decât să fie de acord. Pentru că, în caz contrar, erau nevoie să elibereze terenul într-un timp specificat de noi acolo, în adresă. Da? Am primit răspunsul, le-am făcut am făcut hotărârea de Consiliu, noastră ați luat la cunoștință, apreciați dacă e corect sau nu și atunci aprobăm fiecare cum gândim, da? Proiectul numărul 6, privind însușirea de către Consiliul Local al Comunei Corbasca, a măsurilor stabilite de Camera de Conturi Județ Bacău, prin decizia 40, din 2021, privind la înlăturarea deficiențelor constatate în urma acțiunilor de verificare a unui financiar a conturilor anuale de execuție ale bugetului pentru anul 2021 la Corbasca, la Corbasca. Dacă ați reușit să studiați materialul, să citiți raportul de follow-up și decizia curții, măsurile sunt puține și impactul lor asupra activităților noastre este unul mic. Numai că dumnealor nu o lasă să le scape nimic și modul lor în viață e să fie corecți, lucru pe care trebuie să ne discutăm și noi. Și vedem. Vreau să vă spun că decizia respectivă sunt translatate obiective din 2013. El aduc permanent la zile, actualizează tot în vederea de a nu se prescrie, știți? Noi avem obligația să le urmărim și să le rezolvăm. Acum, în măsura în care și noi putem, pentru că te ajută legea, dar mai trebuie să și poți. Vom vedea. Sperăm să le scoatem. Acum, cele mai grele, astea ușoare, sunt mărunte și implică timp. Proiectul de hotărâre numărul 7, privind acordarea unor facilități fiscale și drepturi bănești personalului voluntar pentru participarea la activitățile prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Corbasca. Există aici o lege, în baza căreia și un raport de specialitate a doamnei șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, prin care, în mod îndreptățit, vine în fața Consiliului Local și cere acest lucru, pe care legea îl conferă. Voluntarii, chiar și voluntari fiind, și cât de bine intenționați ar fi, au și stomac, să spunem, care trebuie și el. Au pretenții, au drepturi care trebuie să acordate și trebuie să acordate în temeiul legal. De pentru care am venit cu proiectul de hotărâre în fața noastră și noi puteți analiza că tot ce este aici este legal. Și vă spun doar din experiență, participăm la concursul pe faza zonală. Am fost cu domnul viceprimar la Iași și am stat de vorbă cu ceilalți primari și cu ceilalți șefi care au soțit echipele dumnealor și ne spuneau de sume bugetate pentru echipele participante de la dumnealor pentru zona respectivă, mai mult pentru zona, pentru faza națională erau mult mai mari sumele. Și noi ne uitam unul la altul și ne dădeam ghiotul, știți? Da. E vremea să fim și noi în rând cu lumea și nu cred că mai vine cineva să te ajute în momentul în care nu-l ajuți nici tu pe el. Și atunci am gândit că trebuie să aplicăm și atunci am venit cu proiectul de hotărâre în fața Consiliului Local să-l analizați și să apreciați dacă trebuie sau nu trebuie aprobat. Proiectul de hotărâre numărul 8.
privind aprobarea planului de măsuri și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familii beneficiare de venit minim garantat conform legii 416. Știți că în fiecare an, la începutul anului, domnul primar face un program pentru oamenii cu ajutor social. El este structurat pe luni de zile în funcție de specificul activităților care se desfășoară în perioada respectivă. Oamenii ăia mulți pe care îi avem noi, care sunt de fapt puțini, vin și fac lucruri care trebuie făcute în perioada din an când sunt chemați la muncă. În ultima perioadă au crescut indemnizațiile și au scăzut orele de muncă la norocul nostru, la cei cu venit minim garantat. Norocul nostru este că marea majoritate din listă sunt bătrâni peste 65 de ani, care nu au avut vechime în muncă și care sunt astăzi beneficiari de o formă de sprijin din partea statului român. Și săracii nu au de făcut ore de muncă. Deci, ăsta e norocul nostru. Dacă aveam o listă cu plăcăi, era ciudă să-i vezi că sunt mari și voinici și mănâncă mult și nu fac decât 5 ore pe lună, știi? Sau... Real este și cunoscut la toată lumea e că nici indemnizația nu e ce tot povestesc unii pe la televizor. Așa de mare încât să-i îngrașe. E 100 și ceva de lei pe lună. Adică nu știu dacă ar însemna foarte, foarte mult pentru un om să îmbete cum trebuie, într-o zi la crâșmă, știi? Dar tot văd imaginea asta pe la televizor cu exemple date de prin județele din estul țării, mai aproape de Republica Moldova, unde toată lumea stă și face la crâșmă, băi frate, dar din 100 și ceva de lei, că până la urmă tot unul singur e ajutor social, nu știu dacă ia și nevasta și ia soțul sau soția. Dă pentru fiecare copil. Copii, da, da, dacă e familie monoparentală, e familie, sigur. Da. În sfârșit, veniturile nu sunt atât de mari. Cert este că noi, cu 3-4 oameni, cât mai sunt domnul Blumearu, avea 4 oameni, poate. 4 oameni la... Atât avem, ne chinuim să-i punem pe unde putem. Perimetrul nostru este foarte mare, știți că avem un perimetru pe OAT destul de mare și problemele sunt complexe. Mai facem și noi cu ce putem. Mai certăm șoferii, mai facem cum putem ca să iasă treaba la capăt. Vedeți, ne găsește iarna nepregătit, să mai strică ambreiajul, mai cade o baterie. Tocmai că mai treabă. Pare un cauciuc. Da. Proiectul de hotărâre numărul 10, privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Corbasca pentru anul 2023. În fiecare an aprobăm același lucru și programul și strategia de achiziții. Aici, dacă ați citit dumneavoastră în referatul făcut de noi, am pomenit undeva că vrem să apelăm la un specialist în domeniu, compartimentul de achiziții publice fiind printre cele mai importante din cadrul unei entități administrative. Pentru acest lucru, îl avem noi prin dispoziția primarului de domnul Frunzete, dar indiferent cât de harnic ar fi și priceput, nu reușește să facă față, să facă toți pașii care trebuie făcuți, trebuie o grămadă de documente justificative și atunci e nevoie că atunci când vine controlul extern să se găsească lucrurile puse la punct. Și am primit niște oferte, le analizăm să vedem ce putem să concluzionăm, să vedem cum își poate face treaba un om în legătură cu asta. Avem probleme pe implementarea proiectelor. Suntem puțini și fiecare, sigur, pe sectorul de competență are treaba lui. Și dacă îi mai dai prin dispoziție obligația de a comunica cu un minister sau cu un organ de finanțare regională, ai o problemă să trezești că nu ajung comunicările la timp. Și pentru lucrurile astea, în perioada de implementare, e o bulină roșie și nu cred că vrea nimeni să se întâmple lucrul ăsta. Vom vedea ce vom face. Este un proiect de hotărâre bazat pe lege și trebuie aprobat obligatoriu. Am văzut că dumneavoastră doriți să-l aprobați și rămânem la latitudinea noastră. Nu mai suntem noi cei vinovați. Alt colaborator de-al nostru
în ceea ce privește activitatea administrativei Societatea Națională de Cruce Roșii, filiala Bacău, niște oameni pe care în fiecare an ne-au lăudat, niște oameni datorită cărora la sfârșitul anului ați putut vedea pachete cu semnul dumnealor, cu semnul Crucii Roșii la bătrânii noștri, la copiii noștri, au venit întotdeauna în sprijin, fără să le cere vreodată sprijinul, au venit în comuna Corba asta și au ajutat, v-am spus, fără să le cerem sprijinul. Pentru lucrul ăsta, eu cred că trebuie să apreciați și cred că merită tot respectul nostru și merită să fim parteneri cu așa oameni care nu vin să ceară, dimpotrivă vin să te înțeleagă, să-ți înțeleagă problemele și vin să te ajute. Este un lucru care se întâmplă din ce în ce mai rar, din păcate, în țara noastră și eu cred că ar trebui prețuite relațiile astea, de pentru care vă propun să aprobăm plata pe care o avem, obligația fiscală pe care o avem către dumneavoastră, care e una modică, dacă o să vedeți cât costă. 2500. Da. Proiectul de hotărâre numărul 12, privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 43, din 9-6-22. V-a spus domnul secretar despre, nu știu, trei parcele au fost acolo, parcă trei, dacă mai zic, sau două parcele. Două parcele s-a aprobat. Așa. Acolo, lângă unui aviz, compartimentul de legalitate din cadrul instituției prefectului, vine și ne cere abrogarea hotărârii. Probabil că o să revenim asupra ei, nu? N-au mai cerut. N-au mai cerut ăștia. S-au săturat și ei săracii. Da, nu știu dacă... Au aflat că s-a respins. Da. Problema este că ei au venit cu un plan foarte minuțios realizat. Un plan realizat cu ajutorul sateliților, nu știu de unde, cu punctele cele mai favorabile pentru clienții atmosferici, pentru amplasarea acestor centrale, stații eoliene. Dar la noi nu se încadrau decât două puncte din astea. Unul din ele, să sperăm că se întâmplă să se facă. Marea lor majoritate sunt pe la Buruiești, amplasate. Acolo, din fericire pentru ei și pentru cei de la Buruiești, e că sunt amplasate pe terenuri private. Și la Tătărești, la fel, am văzut, și pe la Buruiești. Toată zona asta au luat-o. Și acolo, pe privat, discuț cu omul altfel, în condițiile în care legea e mai permisivă și nu sunt atâtea rigidități ca și în cadrul... Mai ales că la noi e ce vorba de pășune. Deci pășunea are un regim strict de nu poți să te gândești la... Da. Deci le abrogăm hotărârea ca să nu se supere doamna Aleca pe noi. Proiectul numărul 13 din 31... Așa, privind implementarea proiectului îmbunătățirea calității serviciilor locale de bază în administrația de utilaje în comuna Corba asta. Vă spuneam despre grupul de acțiune locală. Aveți aici utilajul pe care ne-am propus să-l cumpărăm. Mai mult de jumătate din sumă este finanțată gratuit prin grupul de acțiune locală Cetate Tama Sidava. Noi am ales ca și extracțiune remorca asta pe care o vedeți aici, că trebuie transportat utilajul pentru execuții de lucrări în diferite puncte. Restul este de la noi. Este un lucru care consider eu că va sprijini, este util. O să vedem cu el de-am întâlnire să poată să-l exploateze așa cum scrie la carte, având în vedere faptul că este un utilaj nou și nu trebuie să-l bruscăm și nu trebuie să-l cere mai mult decât poate să facă. Mai avem un proiect de hotărâre numărul 14 privind aprobarea unor protocoale de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Avem un proiect aici pe care n-aș vrea să-l mai pomenesc și eu, care are o denumire mai fâstăcistică, așa. Dar e vorba de niște, știu eu, dotări pe care urmează să le primim prin implementarea acestui proiect. Mai avem încă un proiect la care suntem parteneri cu Ministerul Muncii și acum o să mai discutăm pe componenta asta din PNRR, pe Ministerul Familiei și Solidarității Sociale,
suntem eligibili acolo, chiar dacă avem un, mă uitam pe harta lor de riscuri, sunt o grămadă de comune albe, noi suntem undeva mai sus, fiind cu multe proiecte sociale implementate, nu mai suntem o zonă de risc. În concepția dumneavoastră, au făcut o hartă cu zone de risc. De exemplu, Tătărăștiu e cu zonă de risc, față de Corbasta, care nu mai e zonă de risc. Nu mai e zonă de risc, pentru că noi, de când suntem pe aici, numai proiecte sociale am făcut. Și ați văzut că a fost și la Scărișoara, și cu Crucea Roșie, și cu Europa Unită, și cu tot ce am găsit, tot am implementat, așa încât, da, vom discuta cum mai e de lucru și dacă sunt oportunități, păcat să nu le, să nu le găsim. 15, privind achiziționarea de servicii de consultanță și asistență pentru domnul avocat. Suntem în litigiu cu societatea care a realizat lucrările pe drumul comunal DC96, în zona Fofiche acolo. Instanța a dat o hotărâre care a fost atacată de dumnealor și pe care au pierdut atacul și am câștigat noi hotărârea definitivă. Ca să lungească termenul, au venit cu intertidă. Eu am înțeles de la capătul drumului numai că nu aveam cum să refuz, pentru că intram iarăși în cleștii lor și nu vroiam. Ne-au cerut să refacem documentația tehnico-economică a investiției. Am făcut lucrul ăsta care a durat aproape 2 ani de zile, cu avizii, autorizații și tot ce înseamnă. Și în momentul în care le-am dat toată documentația și le-am dat ordinul de începere a lucrărilor, au spus că nu pot executa decât contra cost. Hotărârea spune foarte clar că dumneavoastră au obligația de a face. Și aveau obligația de a face în baza proiectului inițial. Ei trebuiau să-mi dea un rezultat, drumul pe care astăzi nu-l avem, da? Și este făcut de noi cum l-am făcut. Drept pentru care am cerut domnului avocat să depunem plângere penală pentru nerespectarea hotărârii judecătorești de executarea lucrării conform hotărârii pe care mi-a câștigat-o și să facă instanța ce dorește să facă cu dumnealor. Că eu m-am săturat de discutat. Și cred că așa trebuie procedarea concurului. La ce trebuie? Adică am înțeles acum din ce mai învățăm și noi la vârste înaintate, că în documentul administrativ nu trebuie să existe niciun fel de discuție vis-a-vis de nimic. Decât doar voință. Eu vreau să faci drumul, pentru că așa scrie în hotărâre. Și dacă așa scrie în hotărâre și tu nu vii și povestești tot felul de povești cu lupul și cu cenușăreasa și cu scufița roșie, alea să le spui la copiii tăi, eu aici nu merg. Da? Plângere penală pentru nerespectarea hotărârii. Nu știu ce o să întâmple. Probabil că o să-i execute. Asta e pe penal. Nerespectarea fără discuție, nu există. Da. Trece din civil în penal. Păi, dar normal. Și nu știu dacă o să le convine. Asta dar nu le convine să vină să plângă lângă biserică. Acolo poate iau de Doamne, Doamne. Eu vă zic de păi, dar eu ce? Până la urmă, eu vreau drum. Nu vreau... Dar nu mai puteți treci. Da, nu mai puteți. Și acum, dacă sunteți pregătiți, vă propun să aportăm proiectul numărul 2 de hotărâre, privind aprobarea bugetului local al Comunei Corbasta, cele două secțiuni, venituri și cheltuieli. Și am încredere că ați avut ce studia, cu toate că eu nu văd decât avizie și... La mine nu a ajuns. Am niște liste pe care doamna contabilă mi le-a reprodus, le-a refăcut. Astăzi a fost, o să vină, sigur că da. Astăzi a fost și ședința de aprobare a bugetului la Consiliul Județean, la ora 11, cred. Și da. Și au putut ajunge și cifrele până la noi și toate lucrurile sunt într-o direcție bună. Păi, dacă aveți avize și dacă v-ați uitat cum au fost împărțite sumele până la acest moment, eu cred că putem discuta. Deci nu vreau să mai discut, că aș putea să găsesc o poziție din partea cuiva, pentru că în caz contrar o să-l întreb de ce a avizat favorabil procesul verbal. Dacă vreți să o chem pe doamna contabilă să vă explice tehnic
ceva, vă rog să o faceți. Dacă nu, putem intra pe discuții și o să vă răspundem în măsura în care noi ne pricepem, sau dacă nu ne pricepem, o chemăm mereu și pe doamna contabilă, știți, apelăm la un prieten. Cum considerați să facem, eu așa zic, dacă v-ați notat ceva, ceva lucruri pe care le-ați găsit că nu sunt... Eu totuși am să o chem pe doamna contabilă să vină, o să explice două lucruri. Nu, nu, ce se va face? Cum? Nu erau aici nicio cifră că l-am semnat. Dar noi nu plecăm până nu ne, nu ne împăcăm, știți? Dar nu plecăm până ne împăcăm. Mai luăm și o pauză. Uite aici, mai sunt. Dați-l, domnule, să uite. Eu am o planșă în față aici. Haideți un pic până la noi aici să stăm de vorbă. Da. Puteți face o pauză de un minut, două minute, ca să preluăm, da, poate la de contabil și ba, vorbim despre lucruri care vă interesează. Da, referat în partea aia. Nelu. Dă-ne pe la. Dă-ne la. Eu să discutați că este portătorul nostru acolo. Da, bă, șeful, mai eu. Vă poartă? Vă poartă el? Păi, da, da. Dar unde vă poartă? Poate are interese, nu-i? Are bine. Da. Deci, pentru anul 2023 au fost primite sume defalcate din impozitul pe venit pentru cheltuieli descentralizate la Direcția de Finanțe, 1.420.000 lei. În total, din care 240 pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ, adică cheltuieli materiale școli, 831 pentru persoanele cu handicap, 21.000 lei pentru tichete de grădiniță, 50.000 lei pentru finanțarea drepturilor cu cerințe educaționale speciale, 278.000 lei pentru burse. Tot de la Direcția de Finanțe am primit 'Cote defalcate din TVA la capitolul 040201 364.000 lei, la capitolul 040204 1.231.000 lei, iar la cote de echilibrare la capitolul 110206 am primit suma de 2.803.000 lei. Tot cu adresa de la Finanțe avem și repartizările, în care ni se dă o repartizare pe trimestre, 1, 2, 3, 4. Era anexat la raport. Apoi, am mai primit astăzi de la Consiliul Județean sume pentru drumuri. Pentru drumuri. Mai este una. Dar scrie venitul. Pentru drumuri am primit de la Consiliul Județean 454.000 lei și pentru sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean 744.000. 744.000. Total. Nu. Nu. 744 din Consiliul Județean. Da. Și cu 400 milioane și 300. 900 și... Da. În anexa la hotărâre, dacă a ajuns pe la dumneavoastră, am detaliat pe capitole și titluri la fiecare parte a bugetului suma repartizată. Astfel, am pus la autorități executive, înainte să știm sumele de la Consiliul Județean, care urmează să fie repartizate. Total, 2.216.014.000 la administrație, din care 100.000 la investiții. Pentru transferul din bugetul local, pentru protecția persoanelor cu handicap, am bugetat 150.000 lei, dar mai trebuie. La capitolul protecție civilă am bugetat suma de 247.180. Mai sunt necesare sume, deoarece n-am calculat decât
cheltuielile materiale și dotările la minim. La capitolul învățământ am bugetat 585.000 sume primite de la Administrația Finanțelor plus 15.000 burse prin care Consiliul Local s-a angajat să suplimenteze bursele de merit. Cele 10 care le-am aprobat noi în luna de noiembrie. Da, da. 150 de lei pe lună în plus față de ce dă Ministerul Educației. Trebuie bine de înțeles. Pentru că efortul financiar local, da, dă o sumă care este aproape egală cu suma care o dă Ministerul Învățământului. Deci ca să vedeți efortul Consiliului Local, adică al dumneavoastră. Pentru biblioteci comunale am bugetat 88.370 lei doar la partea din salarii și cheltuieli curente. La cămin cultural am bugetat 586.050 lei, din care la partea de investiții 780.000 lei. La servicii recreative și sportive avem la partea de investiții 765.000 lei, în total bugetat 780.000 lei. Pentru subvenții culte am bugetat suma de 500.000 lei. Pentru asistență socială în caz de invaliditate am bugetat suma de 934.486.000 lei. Suma primită de la Direcția de Finanțe este mică în comparație cu necesarul pentru persoanele cu handicap să acoperim indemnizațiile și salariile. Așa că diferența se suportă din bugetul local. La partea de ajutor social am bugetat o sumă modică de 26.000 lei. Nu aveam cifre de la județ. La Centrul Social Scărișoara, unde se desfășoară activitățile, iarăși am bugetat o sumă mică, 4.350 lei. Urmează să mai suplimentăm, măcar cu un cate atâta. La alimentare cu apă am bugetat 430.000 lei. La iluminat public, cheltuieli curente 110.000 lei, iar investiții 2.368.000 lei. Nu am plătit sau de ce? Avem o factură de 118.000 parcă la noi am reabilitat asta, probabil rămas și la neplătit. Capitolul se cheamă Iluminat Public. Da. Intră mai multe investiții. Mai multe investiții am pus aici. Sistem inteligent de distribuire, gaze, amenajare, cințe, reabilitare, modernizare, trei componente. La salubritate am bugetat la parte de investiții 450.000 lei, dar n-am bugetat nimic ca și cheltuială. Urmează. La capitolul 84 la drumuri am bugetat la parte de investiții 2.550.000 lei, urmând să bugetăm și suma primită de la Consiliul Județean de cheltuieli curente de 454 la titlul 20. La momentul când am întocmit documentația asta, nu aveam sumele. De-aia, domnul primar l-a chemat dumneavoastră așa târziu. A, m-a spărut. Nu am să le spun. Nu, nu știu. Am zis că dintr-o cauză conjuncturală. Bine, mai avem 744 care le compensau la cheltuieli care nu ne ajută. Da, de exemplu, la salubritate n-am bugetat nimic. La drumuri n-am bugetat nimic. Din sumele primite de astăzi trebuie să bugetăm. Drumuri, iluminat, salubritate. Dacă ați văzut aici, toate sunt cu zero. Mai puțin la partea de investiții. La cheltuieli curente, 0, 0, 0 peste tot. Am așteptat asta. Da. Înseamnă, noi aprobăm 0, 0, 0? Da. Nu. Comparativ cu anul trecut, cifrele de buget, procentual, sunt mai mici sau mai mari? Ca să înțelegem cu toți. Sunt mai mari, ce nu pot de... De exemplu, la sumele partizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean, anul trecut a fost zero. Am primit niște sume mai mari de la Consiliul Județean anul ăsta față de anul trecut. Celelalte sume sunt mai mici. De la Ministerul Finanțe. De la Finanțe sunt mai mici, dar la Consiliul Județean am primit sume mai bune.
care ne ajută să compensăm, da, cheltuielile pe care le vom avea și nu le puteam acoperi. Bineînțeles, lucrul ăsta. Au venit să refaceți lucrarea? Da. Da, m-am luat. Da. Dar nu a mai rămas nimic de anul trecut? Da, 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 sunt bugetat în excedent. Dacă v-ați uitat la anexa 2, la raport, și la anexa 3, acolo sunt din tot excedentul de 7.420.113 lei, am bugetat pe lista de investiții 7.388.000 lei. Pe toate investițiile. Suntem acum ales pe tot ce este... Da, am acoperit investițiile. Și care nu sunt puține. Care nu sunt puține, așa este. Da. E, acum, dacă aveți întrebări, să întrebăm pe doamnă să răspundă. Doamna ne-a spus ce a avut de spus. Bani, noi am trimis eu Consiliul Județean, finanțele, la venituri proprii este contribuția cetățenilor, contribuția cetățenilor, dar puteți schimba. Și munca compartimentului care se stăduiește în fiecare zi să adune bani cu bani. Da. Ne-am trezit cu o problemă acum la începutul anului vis-a-vis de ce vă spunea doamna contabilă în legătură cu cei cu la asistență socială, cu salariile și cu indemnizațiile persoanelor cu handicap, în condițiile în care salariul minim se majorează la 3.000 de lei, indemnizațiile cresc. Și cresc după o formulă de calcul care duce un impact destul de sănătos și eram cumva în, știu eu, incertitudine. Nu sunt multe, e adevărat, dar na, erau lucruri care nu le aveai sub control și atunci sumele de la Consiliu au venit să compenseze și să așeze lucrurile, de manera în care nu mai avem probleme de acest fel. Rest, toate lucrurile sunt în nota în care noi ne-am dorit să fie și eu zic că nu avem probleme deosebite vis-a-vis de buget. Dacă ați găsit că pe lista de investiții în excedent există vreo problemă, știți că noi fiecare, sau de câte ori este nevoie, facem rectificări de buget. Mai avem și în fondul de rezervă, cred, rămase sume, nu? După ce am bugetat, avem un fond de rezervă din care putem suplimenta. Sau putem modifica, sau putem modifica, sigur. Acum. Pot veni în februarie, mai sunt niște investiții, să vedem dacă primim devize sau indicatori tehnico-economici vis-a-vis de lucrări la școală. Trebuie refăcută baza sportivă de la Corbastru, care este distrusă de copiii noștri. Terenul de sport, mai... Terenul de sport să face anul ăsta. Am trecut neam prin iarnă și n-am putut. O să termine la Vâcere și vin imediat aici la Corbastru. O să facem, că nu e problema. Anul ăsta, în primăvară, s-a făcut deloc toată. E bugetat. Îți bani în buget, nu avem. Deci tot ce ne-am propus este încă viabil și finanțat. Așa încât nu putem vorbi povești. Tot ce este pe hârtie este și verificabil. Da. Dacă apar pe parcursul anului, nu știu, probleme de genul, nu știu, unor propuneri de investiții, unor oportunități, pentru că acum încep să curg investițiile prin programul ăsta de redresare și reziliență. O să înceapă exercițiul financiar european. Primez proiecte ca să... Proiecte avem. O să vedem unde le băgăm. Că avem proiecte și pentru drumul, și pentru poduri, și pentru ce nu avem. Numai că trebuie să găsim linii de finanțare. Ce e problema, știi? Alea sunt fixate, nu mai vorbim despre... Urmărim cu ochii căscați cu toate și cu legile căscate la toți colaboratorii cu care am discutat și încercăm să acoperim tot ce înseamnă oportunitate pentru comunitate. Da. Pe sănătate am văzut zero acolo. La
sănătate, unde e să vedem. La sănătate am avut dispensarul. Dispensarul este închis? E închis dispensarul. Adică nu e închis. E închis ca și cheltuiala din investiție. E privat. Da? Este contract de concesiune privată, dispensarul uman. Nu este în asistența Consiliului Local decât veniturile care le realizăm pe urma contractului de concesiune. Închiriere la stomatologie, concesiune la parter, închiriere farmacii. Activitatea medico-sanitară este contractul în vigoare, este supus plății, deocamdată nu e reziliat. Noi mergem în aici. Avem activități de sănătate în proiectele pe care le avem în implementare, la centru social, spre exemplu, da? Vin tot felul de medici, ați văzut că au fost caravane cu tot felul de misiuni medicale, kinetoterapie, cu tot ce, cu colaborările pe care le avem cu Crucea Roșie, anul ăsta așteptăm iarăși și să vedem, o să... Eu sper să prindem în vigile la domiciliu. Mai avem lucruri, e de-abia acceptuabil, știți cum e? Și în funcție de cifre, toată lumea s-a obținut. Nu trebuia pus ceva acolo? Poftiți? Nu trebuia pus ceva acolo? Sumă. Punem bani pe o discuție și acolo. Asta n-a dat de mare. Bune, nu. Nu trebuie. Nu, pentru că de partea de sănătate la cheltuieli curente s-a ocupat domnul doctor. El își plătește energie, își plătește... Înțeles asta. Da. Poate mai vin altcineva care, eu știu... Avem fondul de rezervă, bani, oricând putem să alimentăm. Deci fondul de rezervă este alimentat, așa încât în momentul în care apare o oportunitate, v-am spus, putem să o finanțăm. Discuțiuni, domn președinte. Și ne iertați, știu că aveți treabă, darea de seamă, dar... În primul rând, la cifrele de buget, dacă le-ați avut în față sau le-ați citit de văzut că finanțele publice le aloc anul ăsta 1.420.000 lei, iar Consiliul Județean 1.198. Aproape egal, alocă Consiliul Județean Bacău, că n-am întâlnit până acum din 30 și ceva de ani, când Consiliul Județean se ține cont de o comună de gradul Comunei Corbasca, cu problemele care le avem, să sprijine efectiv activitatea noastră pentru a supraviețui într-un an fiscal deosebit de grav, când societatea în întregime se confruntă cu mari dificultăți financiare și noi la fel. Așa că este de apreciat efortul Consiliului Județean cu privire la noi și asta este de lăudat. Nu vreau să fac politic aici, dar așa este adevărat. O altă problemă aș vrea să vină în atenția noastră, să nu ați făcut niciun fel de precizare, dar probabil în cuvânt veți spune ceva, vis-a-vis de contractul cu Telecom Mobile de la Schelișoara. Eu, adică Consiliul Local în 2002 a încheiat un contract de 10 ani cu o sumă de 485 de dolari pe an, iar oferta pe care ne-au făcut-o dânsii la finele lunii decembrie a fost de 435 de dolari, adică mai mică cu 50 de dolari, considerând că ne pot, așa ne-au trimis și solicitare scrisă, plus contractul ca anexă să-l semnăm și să-l transmitem ca și însușit. Am revenit cu o notificare, somație, care bază unor legi care guvernează la nivelul nostru și a lor. Și de la suma pe care ei o propuneau și care era prevăzută în contract undeva la 485, acum 10 ani, mai puțin acum, noi ne-am dus la 1500. Și ceva de dolari pe an, asta însemnând undeva la 7700 și ceva de lei. Când au văzut că venind pe decizia NRSC-ului cu privire la drepturile pe care comunitatea le poate cere în funcție de calcule stabilite prin lege, nici n-au mai comentat, au trimis mail-ul cu acordul inclusiv a sumei și contractul în draft ca să-l adaptăm, să-l punem, să-l semnăm. Și n-am mai avut niciun fel de obiecțiuni.
cu privire la facilitățile fiscale și unor drepturi asigurate personalului voluntar de la serviciul voluntar pentru situații de urgență, trebuie să rețineți faptul că serviciul nostru abia reînființat, reaprobat, nu l-am avut și până acum, dar acum am încercat în 2022 să facem primii pași în vederea autorizării, avizării către Bacău și am venit și cu niște facilități. Serviciul este compus din 22 de persoane, din care două, trei angajați, adică un șofer, un cadru tehnic PSI și un șef de serviciu și ceilalți sunt voluntari. În proiectul ăsta de hotărâre ați găsit un model de contract de voluntariat, unde au drepturi, dar au și obligații și va fi încheiat cu fiecare dintre cei care, prin dispoziția domnului primar, au fost cooptați în cadrul serviciului voluntar pentru stații de urgență. Odată cu asta, având în vedere că, deși eram de o lună de zile reînființați, că serviciul nostru a obținut două premii consecutive, la nivel de județ și la nivel de fază interjudețeană, și vă spunea domnul primar că ne uitam pe geam sau ne uitam unul la alții și nu ne venea să credem că unele servicii de la OAT-uri alocă premii nu participanților, celor care participă și câștigă probe în cadrul concursurilor. Se premiază serviciul în întregime, dar se premiază și concurenții care participă la probe individuale, ceea ce noi nu aveam. Și atunci, în proiectul ăsta de hotărâre, ați văzut probabil că, în primul rând, se face o reducere a impozitului pe clădiri și teren într-un procent de 50% pentru cei care vor face parte din serviciul ăsta, nu pentru toată lumea și nu pentru toate terenurile și nu pentru toate casele, pentru o singură locuință, pentru o singură curte construcție. După care, pentru etapele județene, interjudețene și naționale, dacă ați văzut aici, s-au pus niște cifre. Alea 2 lei este controlul gospodăriei care o face un personal angajat la fiecare gospodărie în parte, când este trimis de către domnul primar în subordinea șefului serviciului să verifice gospodăriile cu privire la respectarea normelor de prevenire și stingerea incendiilor. Deci unul din personal sau 2 sau 5 o să plece în teren și o să verifice. Și atunci alea sunt niște chestiuni care sunt înscrise aici. 20 de lei plata pentru timp efectiv prestat la intervenții. Deci serviciul voluntar, îl chem de acasă cu SMS-ul, îl îmbrăcăm militar și îl trimitem acolo. În momentul ăla trebuie să fie asigurat medical, să aibă echipament, să aibă normă de rană dacă intră la toxic sau ceva de contrabalans și să-i dai un stimulant ca să poată să justifici ceva ce el. 30 de lei, 20 de lei, ați citit ce înseamnă, nu? Nu trebuie să mai citesc eu, dar vreau să aveți în vedere chestia asta. O să, noi o punem public, dar nu o citește nimeni. Măcar dumneavoastră să știți, o să zică lumea, că uite ce ați făcut cu taxa aia. Am pus taxa aia cu 2 ani, în 2021 am luat o taxă, da? Pentru protecție. Care vine în sprijin. Noi ne-am dotat cu mașină de stins incendiu. Trebuie să facem remiza PSI, ne trebuie un proiect de dus la deplinire. Serviciul funcționează efectiv cu niște cheltuieli curente pește care nu poți să treci. Nu? În afară de combustibil. Trebuie piese de schimb când se strică ceva, pompe, motopompe, drujbe, generatoare. De-aia vă rugăm mai. Uitați-vă, alea, așa, că ne întreabă lumea și noi nu o să știm. Și o să zic, băi, dar ce-o pus aia acolo? Să dea Dumnezeu să rămâne, să ruginească acolo, să nu fie folosit niciodată. Ei, iar că nu se știe, că trebuie să intervii din zi și în noapte, nu poți să știi. Sprijinul pe care l-a primit la Consiliul Județean. Și eu aș avea rugăminte să nu uită că anul trecut Consiliul Județean a venit alături de noi în calitate de partener și ne-a subvenționat cu 90% o lucrare pe care Comuna Borbasca are obligația să o facă. Corect.
Valoarea acestei lucrări este de 5 milioane de lei. 5 milioane de lei înseamnă bugetul Comunei Corbasca pe un an și un pic. Și nu este de... Eu mă așteptam să nu ne mai dea nimic acum, în contrapartidă. Adică voi v-am făcut aia, adică mai așteptați să mai creșteți-mă că am o problemă eu cu lucrurile astea. Deci, sprijinul este total și noi apreciem și suntem recunoscători pentru că, într-adevăr, e o echipă care urmărește problemele comunităților și problemele dezvoltării județului. Și am fost întotdeauna sensibil la fiecare solicitare din partea noastră. În altă ordine de idei, ne-am trezit cu oferta din partea domniilor lor vis-a-vis de terenul de la Manvila, din, care este organizare de șantier astăzi pentru drumul județene, pe care o să vină să ne-l doneze nouă, cu titlu gratuit, pentru a-l putea folosi pentru investiții. Vedem, găsim ceva să facem acolo. E păcat de zona aia, de zonă bună de construit. Și multe alte lucruri. Colaborarea noastră cu dumneavoastră este pe frecvențe plăcute pentru ambele părți. Și eu consider că este important să credem că și pentru viitor, Comuna Corbasca poate să fie într-o conjunctură favorabilă din acest punct de vedere. A fost un lucru foarte greu și eu nu vreau să mă laud, pentru că nu mi-am propus nicio secundă să mă atrag merite mine, dar a fost foarte greu să aducem oamenii cu putere de decizie în Comuna Corbasca. Și dacă am avut norocul să vină, am avut și norocul să le placă la Corbasca. Unde au găsit oameni deschiși, unde au găsit oameni cu care se poate discuta, unde au găsit oameni cu sufletul larg și au găsit tot ce le place. Și de asta, zona astăzi, vedem că este într-o permanentă dinamică. Și sperăm că lucrurile nu se vor opri aici. Proximitatea de a locui undeva la puțin kilometri de autostradă, iarăși o să dezvolte zona și credeți-mă că vă spun din ce aflu din surse serioase. Să ai norocul să stai la 12 km de autostradă înseamnă foarte mult. Eu cred în repopularea zonei cu cetățeni plecați în orizonturi îndepărtate pentru un trai mai bun. Și cred că zona asta, viziunea mea, o să arate altfel peste 10 ani. Da? Haideți să credem că lucrurile pe care noi astăzi le facem mici vor avea contribuția lor mâine în viziunea celor care vor veni în locul nostru. Și lucrurile astea trebuie să-i angajeze pe ei, ca mai departe, să păstreze tendința asta de creștere și să nu... Mă uitam acum într-o zi, fac o paranteză, la stațiunile astea de tradiție, se vedea Pucioasă. Și acolo, eu nu cred că undeva lângă Târgoviște, în zona asta, aproape de București, un privat nu poate să atragă nimic, să lași într-o degradare mai mult decât netrebnică un obiectiv turistic de importanță, având în vedere efectul curativ al apelor, având în vedere tot ce e acolo. De asta zic, vedeți, noi nu avem norocul ăla, să avem aici, eu știu, un complex de asta curativ, termal, să ai o chestie de asta care să îți aducă oameni. Acolo au săraci și nu fac nimic. Noi aici nu avem nimic și putem să demonstrăm că mișcăm lucrurile undeva într-o direcție care crede că o să fie apreciată vreodată. De asta vă rog să aveți încredere că lucrurile sunt bune. Sănătoși să fim, să le facem, să le ducem pe toate la capăt și atunci, greu, ușor, nu avem încotro, trebuie să le cărăm spre împlinirea fiecăruia în parte. Nu este ușor și știți dumneavoastră că ne confruntăm cu probleme. Asta e piața. Piața este o chestie complicată. Eu am comparat întotdeauna cu o junglă. Trebuie să știi să-ți faci loc în piață, să poți să reziști, să ieși la capăt. Altfel ieși cu buzunarele goale și cu toate nejucuite. De asta vă îndemn să fiți luptători și să credeți că împreună putem să reușim. Dar nu vreau să vorbesc numai eu și domnul secretar și poate domnul viceprimar cu domnul Pușcaș. Aș vrea să vorbiți fiecare în dreptul dumneavoastră
așa încât ședința să fie, acum să fie după sărbători, după porc mâncat, după distracții, după și postul. Ar trebui să fiți mai vioi. Mai... Vine postul, de fapt. Păi, când vine postul, eu zic să ne consumăm energie. Da. Domnul președinte, vă rog. Scrieți la cuvânt, vă rog, vă zic, domnul Pușcaș, dumneavoastră sunteți de cap. Domnule, văd că chiar de la început de an, dăm un volum de muncă mare, conducerii primăriei, prin aprobarea celor 15 proiecte, în diferite domenii. Deci primul care e de bază este proiectul de bază. Din ceea ce ne s-a prezentat și am chiar vin la acest buget, sumele sunt mai mari decât anul trecut, să nu seama de faptul că toate cheltuielile au crescut, în special la energie, la combustibil, la gaze, la tot ce poate folosi și plătește primăria. Sunt cifre care noi nu le putem ține minte, ca să spunem. Dar din programul stabilit, din investițiile care sunt stabilite, conducerea primăriei în proiectul primar trebuie să urmărească toate proiectele, tot programul ăsta de achiziții care este aprobat astăzi în Consiliul Local, care, eu știu, până la sfârșitul anului, să poată să fie dus la îndeplinire, chiar dacă sunt câteva întârzieri, poate sunt și obiective, dar poate sunt și din altă natură. Trebuie să colaborăm și cu alte instituții. Așa cum spunea domnul primar, cea mai mare colaborare este cu Consiliul Județean al județului Bacău, care, practic, răspunde de cele 90 ceva de comuni și trebuie să orientăm să împartă cu bugetul care este dat de către guvernul României, încât să realizeze fiecare comună obiectivele care le are de implementat și de realizat în acest an. Sunt foarte multe lucruri de rezolvat. Văd că sunt sume mari la drumuri. Eu aș propune să ne orientăm ca din sumele din rezervă, din cele alocate, să ne stabilim, să proiectăm asfaltarea unor ulițe care tot în fiecare an le punem piatră, iar când vin ploile mari, duce piatră la vale și n-am realizat nimic. Am cheltuit bani în plus, fără niciun rezultat. S-a făcut un lucru bun, dar în toate cele patru state, prin reabilitarea drumurilor interlocale. Nu știu, din sumele astea mai sunt de plată la constructorul ăsta care are în primire lucrarea asta. Trebuie să urmăriți că prin ploile care au avut loc în toamna aceasta, s-au colmatat aproape toate șanțurile. Și sunt șanțuri cu dale. Alea nu se pot scoate dalele decât tratorul. Și ca să fie decolmatate. Pe urmă, dacă s-a definitivat lucrările cu parcul, dacă s-au luat în primire, dar s-a achitat toată suma, deci. Deci sunt o sumedenie de lucruri care trebuie urmărite, prins în programul de dezvoltare a comunei și în funcție de sumele de bani care le avem, să le folosim eficient și în interesul cetățeanului. Eu urez succes la început de an executivului ca să poată realiza tot ce am aprobat numai astăzi în Consiliul Local. Mulțumesc. Ce aprobăm? Că încă n-am aprobat.
Altcineva? La diversie aș vrea eu ceva. La 15 proiecte la diversie. Da, la diversie. E rău că zic. La urmă, am înțeles. Da. Următor. Da, proiecte și e de discutat la bugetul ăsta. Nu știu de ce nu vreți să discutăm acum, pentru că să discutăm la Radușan. După aceea, dacă plecăm și discutăm pe drum, nu e corect. Deși dumneavoastră, aici trebuie să o spunem pe aia dreaptă, meritul pentru bugetul acesta aparține 99,99% primarului comun, care a știut ce are de făcut și a făcut ceea ce trebuia să facă. Asta este. Dacă reușim și am reușit la toate investițiile pe care noi le avem să punem bani astfel încât să nu ducem lipsă de contribuția Consiliului Local la proiectele respective, este un mare lucru. Deci, suma aceea din rezervă, vedeți, a fost păstrată acolo și uite acum toate investițiile au bani de la Consiliul Local. Contribuția noastră, da? Banii ceilalți vin de la proiect. N-ați amintit aici nimic de banii care se dau la culte. Asta am pus întrebi. Vedeți, dumneavoastră, din an în an, sumele alea au devenit tot mai mari. Am avut o discuție cu domnul primar mai zilele trecute și spuneam așa, păi fratele meu, într-adevăr este, oamenii sunt săraci și așa mai departe, dăm bani acolo din greu. Dar tot oamenii aia care merg la biserică, știți ce fac? Duc gunoaiele lângă biserică. Și nu cu câteva săptămâni în urmă, a mai primit Consiliul Local o amendă de 60.000 de lei. Da? Pentru ce? Pentru gunoaiele pe care cetățenii satului Vâlcele le-au dus lângă biserică și pe izlaz. Ar fi trebuit acum ca cetățenii satului Vâlcele să suporte această amendă. Că n-a venit nici blănarul, nici pușcașul, nici mardare să ducă gunoaiele acolo. Da? Am făcut acolo atunci cu sfințirea, a fost bec. A fost bec, a fost curățenie, a fost tot. Tot cetățeanul dumnealor din sat, ruda dumnealor, marele europarlamentar Trăghici, a făcut sezizarea, au venit cei de la Garda de Mediu cu fotografii, cu tot ce trebuie. Deci, cerem de la Consiliul Local, cerem bani, bă, dați pentru biserică, oamenii sunt săraci. Dar nu facem nimic, nici noi, ca și consilieri. Nu facem nimic, nu stăm de vorbă cu cetățeanul. Dacă îl văd, lasă-l că trece așa și avem gunoaie cam peste tot. Gunoaie cam peste tot. Nu mai spunem că noastră avem o responsabilitate ca 50% din deșeuri să fie reciclabile. N-am îndeplinit această normă pentru care conducerea primăriei a primit un avertisment. Că n-am îndeplinit această cerință a Uniunii Europene. Ca 50% din deșeuri să fie deșeuri reciclate. Mâine, poi mâine vin cei de la Garda de Mediu și iar ne ia la socotit. Când nu intră mașina, imediat se dă telefon. Bă, domn primar, bă, n-a intrat mașina. Dar dacă îl văd pe apostol că duce gunoi acolo, tac din gură, nu l-am văzut. De ce să mă fac dușman cu apostol, da? Ar trebui și noi să fim mult mai responsabili, că de-aia ne-a pus lumea aici. Să fim consilieri.
Mi-a pus lumea aici, au încredere în noi și atunci tot ceea ce se întâmplă în localitatea respectivă, eu trebuie să vin să spun. Să aduc la cunoștința Consiliului Local. Bă, fraților, uitați, Drăghici, Neculai a dus o căruță de gunoi acolo. Dar nu fac treaba asta. Toată lumea vede, dar nimeni nu știe. Se poate. Trebuie să devenim mult mai responsabili. Că nici noi nu putem să fim peste tot, tot timpul. Nu se poate. Dar când îl vezi că trece cu căruța cu gunoi din sat, știi sigur unde o duce. Ce mai e? Că acolo la pod deja au început să adune gunoaie. Păi îți las la Băcioie acolo de la Fircean acolo, iar s-au umplut acolo. Acolo am curățat. Am făcut curățenie, e la loc. Nu-i cine știe ce mă. Ci că nu e cine știe ce. Așa. Domnule, ce, noi vedem numai în altă parte. Cei la noi nu vedem. Așa suntem noi obișnuiți. Să nu vedem bârna din ochiul nostru, dar vedem cu noi din ochiul altul. Trebuie făcut o platformă. Nu trebuie făcută nicio platformă. Că nu se mai face. Dați-o dracului de treabă. Ce gunoi? Ce gunoi? Gunoi care... Care gunoi? Gunoiul reciclabil îl pui la reciclabil, gunoiul menajer îl pui la gunoi menajer. Gunoiul de gras se duce în câmp. Așa nu e. Se duce în altă parte. Gunoiul de gras se duce în câmp. Sau faci platformă acasă. Cenușa nu se dă la gunoi. Cenușa se pune în grădină. Normal că nu. Păi... Că... O să fim nevoiți să începem iară controlele acelea cu deșeurile și o să vă lăsăm tomberonul acolo la marginea drumului. Păi, nu se mai poate așa ceva. Avem 400 și ceva de... 500 de tone. 500 de tone de gunoi. Din anul trecut. Păi. La nivel de municipiu Onești suntem aproape. Dar să n-ai de treabă. Nu se mai poate. Deci în Florești. A vedeți? Bine, acum nu mă așa de da, sigur că da. La Băcioi nu este. Nu. Numai acum două săptămâni au fost două mașini care s-au ridicat. Bine, atunci da. Facă doi ani. Păi așa este. Ce să mai vor? Da. Și lăsatul tomberonul, dacă el îl lasă acolo, el îl rea și îl duce a doua zi, îl duce în câmp. Cel mai bine. Și dăm amendă. Ce mă, o lege mai care? Așa. Că... Dom'le, o să trebuiască să trecem și la sancționarea cetățeanului, pentru că nu se mai poate. Și atunci te faci dușman cu 10-20, dar restul o să înțeleagă că nu se mai poate. Sunt mai mulți care le-am văzut și-o vedeți? Îi vedeți, îi vedeți, dar cum să au venit de la Dumnezeu și au băgat cu noi, bine și acolo nu mai bine și rezolvi. Păi dacă știi, dacă își spui, dacă își spui. Ăsta cum îi spune. Pentru că deci am hotărât cu domnul primar să cumpărăm niște module. Dacă vreți să vorbiți, eu vă las să vorbiți, că nu... Am hotărât să cumpărăm niște module cu astfel încât să avem unde depozita deșeurile reciclabile. De asemenea, am hotărât să cumpărăm și pubele. Câte am spus, domnul primar? 3.000 de pubele de două culori, astfel încât cetățeanul să pună hârtia, plasticul și metalul într-un tomberon, sticla în celălalt tomberon, că așa se ridică deșeurile. Am pus și pe site programul când vin cei cu deșeuri, când ridică deșeuri. L-am pus pe site ieri dimineață, că a venit planificare. Deci, o să cumpărăm și aceste de pubele, să le dăm cetățenilor și atunci o să vă obligăm să faceți separarea deșeurilor de acasă. Trebuie să o facem și noi. Trebuie odată și odată, trebuie să intrăm și noi să ne modernizăm, să ne civilizăm. Asta e. Asta dă dovadă de civilizație. În momentul în care poți să scoți la poartă și tomberonul cu hârtie
Știi, separat ăla de sticlă, separat ăla menajer, dă dovadă de civilizație și trebuie și noi să ne civilizăm. Că, iertați să-mi fie, destul copiii noștri fac ce fac. Că trebuie să discutăm și această problemă în Consiliul Local, cu conducerea școlilor, cu conducerile școlilor, pentru că nu se poate să iei ciocolata și hârtia să o arunci jos. Sau să vii în centru cu mașina și să scoți în centru aici la magazin, să dai tot jos, hârtie, sticluțe de plastic, absolut tot, să le scoți în drum. Că în Europa nu faci treaba asta, dar aici o faci. Lasă-vă ce, că suntem la Corbasca. Eu vă rog să luăm și noi atitudinea aia civică pe care trebuie să o... Noi, în primul rând, noi, consilieri, ar trebui să facem lucrul acesta. Pentru că dacă ne vede lumea pe noi că ducem gunoiul cu mașina și îl răstorn pe drumul agricol, el de ce să nu facă? Eu nu-mi convine și le-am mai spus și doamnelor de la blocuri că devin din ăla de nesuferit. Dom'le, eu cu doamna Oțetea, că numai noi mai suntem acolo, avem un tomberon pe care fiecare sâmbătă dimineața dumnea ei, că se scoală mai de dimineață și se duce acolo, îl ia frumos și îl scoate în drum, după ce eu îl iau și îl pun la loc frumos. Celelalte două blocuri nu au așa ceva. Și mă întreb... N-au tomberoane? Sau? N-au tomberoane. Păi au tomberoane, că li s-au dat tomberoane, da? Dar nu fac acest lucru. Băi, dar cojile alea de cartofi, de ceapă, de un artei tăiat, unde le duci? Le de la porc. Au la ce? Au porci pe balcon. Da, au. Au. Așa e. Papagal. Și le e greu să plătească 800 de lei, că ne-a curățat primăria mizeria. WC-ul. Da? E greu. Nici nu... Eu le-am zis, bă, fraților, nu trebuie să-i dați odată, că dacă n-aveți. Mă, dar dă de două, trei ori acolo, că... Nu să... Noi ăștia cu carte, da? Dacă noi nu facem, Badea Gheorghe nu face niciodată. Nu avem surpriza că el să facă mai bine decât noi. Nu face. Te vede pe tine că faci. Da. Și... Păi, hai să luăm. La Scărișoara se dă foc acolo, în centru, la... Miloare. Da? La de toate acolo. Se dă în centru satului. Da. Plus că toate evacuările sunt în șanțe. Nu, toate, da. Nu ia nimeni atitudine. A, lasă că cine e cu tare. A, făcut. Șanțul ăla din partea dreaptă, cum te duci încolo, l-am curățat noi, cu buldo, cu... Acum e la loc. La lift, era mult. Am spus casa parohială. Da, acolo. Mă din cămin. De la cămin, de la deal, la acolo. Da. Eu v-aș ruga să... Dom'le, o să ne certăm cu... O să mă cer cu apostol odată, dar după aceea nu mai duce cu noi acolo. Așa, da? Prieten. Că atunci am să fac o propunere, domn primar, dar amenda aia de 60.000 o luăm din banii ăia de la, care trebuie să-i dăm la biserică, la Voicele și la Martila și dăm pe amendă. Că... Păi așa e. Păi nu. Și atunci nu e bine. Luați de la Voicele. Și atunci nu e bine. Și atunci mai bine să prevenim acest lucru. Și toți trebuie să contribuim. Numai primarul sau viceprimarul sau... Toți noi ăștia de aici ar trebui să contribuim la treburile astea. Comuna e a noastră și
Dacă noi nu vrem să o facem frumoasă, nu vrea nimeni din afară să vină să facă ție. Ei vin, constată și te articulează. Asta așa spune legea. Da, mă iertați, dar trebuie cineva să le spună și pe astea, că vă mulțumim. Ca să nu avem problemele astea cu noi, trebuie montate camere înapoi. Tot ne chinuim de 2 ani de zile. Montăm camere, de la vedere. Odată montate, omul nu mai duce. V-a explicat domnul primar cum a fost cu camerele. Nu e din vina noastră că nu... Grăbim. Trebuie să treci și să obții o grămadă de acorduri. Și ca să obții niște acorduri, trebuie timp. Durează. Asta este realitatea. Durează. Camerele, uitați, sunt aici. Toate. Păi nu, nu e păi, de firma să umbli pentru așa ceva? Păi nu, timpul e vorba de finalizăm. E vorba de stălzii care nu ți-ai venit. Ușor e să spui, păi de ce nu se face? Păi stai, cu un aviz de la apă stai 2-3 luni, cu unul de la mediu stai iară 2-3 luni, cu poate și o jumătate de an și așa mai departe. Deci, credeți că proiectele astea, băi, l-am făcut gata, mâine se execută. Ce treabă are Apele Române cu camerele de la vedere? A fost un exemplu, da. A fost nu, așa o... Cu cât este mai repede... Dar e unul. Este cel care are treabă cu camerele de la vedere. Și atunci, firma ca să obții aviz de la ei, a trebuit iară să faci o grămadă de formalități. Și asta este. Și în al doilea rând, trebuie scoase tomberonele alea mari. Ca să poate să ducă omul... Să ducă bidoanele și astea. Eu am văzut 200 de bidoane. Le țin, grămadă, în sarge, acolo. Ce poți mai făcut? Și am ajut 2 sarge de hârtie. Nu am așa bidoane. Acolo, la Marvila, sunt două locuri cu... de-astea, bubele pentru deșeuri reciclabile. Dar unul e lângă la școală și unul e pe lungă. Sunt două locuri. Băi, și ăsta de aici care era în centru la noi, de ce nu le scoateți? Pentru că le umple lumea. La Marvila Pălungă, acolo omul vine și ia tomberonul cu menajer și îl varsă din gust și îl duce gol acasă. Și nu vin alții, decât tot cetățenii satului. Că... Iar în legătură cu parochia de la Mărvina, dar nicio treabă cu parochia de la Vâlcevi. Nu se poate lua bănuții care nu trebuie bănuții aia. Pentru geamă, când avem geamă, poate vântul în biserică la noi. M-am asutat frate. Voi sunteți de plâns și ați făcut a doua biserică, sunteți de plâns. Care a doua biserică? Doamnele din Mărvina au făcut. Doamnele din Mărvina. O venit la Rusega, au dat nu știu câte mii de euro, mai a fost aia ciobanul câteva mii de dolari. Și acum dacă îți făceați un apel, tot așa îți făceați și bază de amul. Nu, dar nu puteți să lăsăm domnul la bărbați ca să nu contribui iar din nou la biserica nouă. De săraci, au săraci doar, nici nu ne-am văzut. N-am auzit pe nimeni să dea niște bani la o școală, la o particulare. Domnul primar mă cunoaște foarte bine și știe cum sunt lucrurile religia. Dar școlile la nivel local sunt în conservare. Nu poți să alocați în sumea. Am zis-o și eu așa, în general, cum o zic. La alții se poate, dar la alții. Școala din Gorbasca are cam tot ce trebuie. Da, mă, scuze-mă pentru... Nu, dar la Pâncești, uite și vezi la Pâncești cum este. Da, o înțeleg. Trebuie să rețineți, domnilor consilier, că de fiecare dată când Garda de Mediu, Agenția, Direcția de Sănătate Publică s-au deplasat în teritoriu, nu au făcut altceva decât să... de a către OATE două tipuri de sancțiuni. Primul, avertisment și al doilea amendă. De fiecare dată au suportat lucrurile astea. Suntem al doilea, al treilea an consecutiv când suntem călcați efectiv de așa ceva. Atitudinea la nivel local nu este schimbată deloc. Din contră, este mai gravă decât în anii anteriori. Eu cred că se impune domnule primar să desfășurăm niște adunări publice pe sate, să ne notăm de aici. Punctual, pe fiecare sat component, ce probleme are sătucul din zona X, să chemăm cetățenii, să informăm ce vrem să facem, ce greutăți avem, că avem și noi la nivel local greutăți, noi nu mai putem de bine aici, acum considerăm unii, și numai cu sprijinul cetățenilor și a consilierilor putem mișca.
În luna februarie, domnul primar va prezenta raportul de activitate a anului 2022. Vă rog și pe dumneavoastră, în calitate de consilier local, să vă faceți raportul de activitate, așa cum spune codul administrativ, și să veniți în fața Consiliului Local cu activitățile derulate de dumneavoastră în cele 12 luni ale anului anterior. De aceea vă cerea, domnul viceprimar, implicare la nivel social și local. Nu de dragul de a vă cere, ci de dragul de a ne fi azi sau mâine mai bine decât azi. Că altfel ne vom duce la vale. Da? Nu vine nimeni să ne ia cu noi de fața casei, cum nu vine nici să ne aducă ceva. Toți vin să ne ia. Și atunci, ca să nu ne ia, măcar să facem noi. Dom'le, eu am observat sâmbătă dimineața, când, după ce a nins, nu mai iese nimeni cu lopata să facă pârtie până în drum. Bă, nimeni nu mai iese, mă. Toată lumea așteaptă și întreba, dar nu băgați plugul? Dar nu băgați plugul? Băi, dar să-mi fac pârtie de la mine, din ușa casei, până în drum. Tu-i mămăliga, mă, și nici asta nu mai fac. E mașină de drum, să poți treacă drumul, dar voi... Eu am curățat, sâmbătă am curățat în jurul blocului la mine, că singur acolo. Și nu mi-au căzut zâmbă. Sunt singurul bărbat, am auzit. Singurul bărbat, cine mai e? Băi, dar nu mai iese unul, doamne, să facă curățenie. Domnul președinte, vă rog, gestionați situația. Evita în sală. Mai ales că vă depășește ora. Să mai spui cineva la cuvânt? Da. La diverse. Domnul Regiți vrea să spune și la diverse. Eu vrem la noi acolo, dacă se poate, să mărească vatra satului din cauza că pierde mult tineret, își cumpără casă în altă parte, n-are unii să facă, n-are unii să... Și dacă pleacă tineretul, rămâne satul cam să învechește și... În pădure. Pădure, da, uite, s-au dus mulți pe la recășiuni, s-au mai dus în coro. Constantin. Da. Constantin. Noi avem un PUC și PUZ, Plan Urbanist General și Local, vatră de sat la Vâlcele, pe partea stângă, cum veniți, sau pe partea dreaptă, cum plecăm de aici, de la Islazul Comunal, sunt și... Noi nu am vrea la Islaz, noi am vrea pe drumul principal, unde are oamenii terenurile acolo, dacă e asfalt, iară, de ce ne ducem pe... Dacă este proprietate privată, noi avem acolo lărgit ceva în partea... În partea stângului, vedeți pe compoază, până la Valea Pârâului aici. Eforturi sunt, din punct de vedere a dezvoltării pe plan urbanistic. Da, și a locuit terenul ăla, poate să-i vândă lui ăsta și poate să construiască, că sunt mulți. Dar să aibă voie să facă. Dar să aibă voie să construiască. Acela este prevăzut pentru introducerea intravilană. În luna decembrie... Poate să facă tranzacții, dacă vor să cumpere și să deștepți. Da, dar în momentul ce se afișează că se poate să construiască, normal că atunci fiecare își vinde. Că doar unul ăla bătrân, că să-l dea pe un milion prăjână sau cât mai este, degrabă îl vinde la preț de... Da. Bă, a luat acum la Elisei acolo, tumancul, la transformator, niște băieți, a dat 15.000 de euro pe cocioală de aia, pe râpă aia acolo, îți vine și plângi. Seamnă că au avut bani. Păi, a avut, dar unde se ducă domnul Pușcașul, dacă n-are unde să facă? La noi strâng, îți casă lângă casă, unul lângă altul, unde n-au terenuri. Corbasca, centru? Păi de ce să vin aici, de ce să stea în sat acolo? Da, nu. Noi am prevăzut, domnul Iremia, liniștirea vitrei de sat în Vâlcele, atât la intrare pe dreapta, cât și în Islaz. Numai că în luna decembrie am aprobat o hotărâre prin care am prelungit posibilitatea eliberării autorizațiilor de construcție, având în vedere faptul că nu a venit avizul PUG-ului de la București. Când, cu ocazia asta, vom ști exact ce avem de făcut, vom lua hotărâre de... punere în aplicare a planului urbanistic general la nivelul comunii noastre. Până atunci o hârtim așa, că nu avem un codrum. Eu cred că și de la vechi este primul. Nu, alea de aici nu. Da. Acolo, lângă pădure, da. Dar în partea asta, unde zice de un primar, da, nu-i. Și ala vechiul expirat. Ăla nu are. Ăsta trebuie adică nu îl zapoare. Nu e așa, dar tot o hârtim. Dar cum îți întărăgărează? Unde e? La București. O să vedem. Așa. Păi doamne, asta e și un scandal și în București. Că aia ce ca au... 1000 de hectare în plus care nu-s prins în planul urbanistic.
Da, da. Și pot să fie rezolvat. Așa de, să nu plic posturi mari. Dacă mai există diverse problema cu becurile de la Staieșoara. Sunt o grămadă de becuri care nu toată lumea spune doară, dacă te duci, pune acolo. Nu dă numele băiului. Noi pe acolo nu merge era de acolo de față de la fundamentă. Nu merge la mie acolo la poartă, nu merge în purba aia, nu este bec. Nu știu care, eu mai spus așa. Și da, la Nerul Șterei de acolo, nu? Pe uliță n-au verificat deloc, nici la poștă în poartă nu merge nicăieri. Eu sper că... Și la noi ulițele mai sunt. La noi sunt singur bec la mine, așa de... Au venit de aia, au zis, nu zic că nu depinde de mine. Sper ca decontarea de la Agenția pentru Fondul de Mediu să se întâmple cât mai repede, pentru că mă informez că tot ce am făcut la Porbasca astăzi e din buget local achitat și urmează să decontăm de la Agenția pentru Fondul de Mediu. Și atunci o să vă propunem ca din banii pe care i-am cheltuit până acum și din care am înlocuit 400 de lemn, să locuim încă 400 de lemn cu banii noștri, data asta fără proiect, pentru că am văzut ce înseamnă un proiect și câte tărăgânări sunt, da? O să cumpărăm lemn, să locuim aceste lemn care sunt din 1907. Și nu sunt nici funcționale, nici nu sunt de anduranță, nici nu mai sunt la modă, e, nici lumină nu fac, nici... Nu se compară o lampă din asta cu LED, niciodată. Dar noi la Băceri sunt și LED-uri, sunt și așa. Da, o să vedem. Eu sper ca până în primăvară să dispară discuția asta, să putem discuta despre toate lampile înlocuite, să nu mai avem. Nu cred că depășim 900 de lampi în toată comună. Nu. Da. De când am venit, erau cam 500 pe toată comuna din evidențele noastre. Astăzi, cred că sunt 900, s-au dublat. Păi de da, s-au dublat, am venit stâlp în stâlp. Da. La întâi era la 3-4 stâlp. În afară de programul integral al nopții. Dar, în sfârșit, nu mai discutăm, că n-are rost. Și... Și încă ceva vreau să vă spun și eu. Șoferul după microbuzul școlii spune că dimineață când el merge la Marvila n-a fost dat cu nimic pe jos. Deci nu a dat cu sare, cu ce să dea. Unde? Pe drumul județean? Nu pe drumul județean, venind de la Marvila. Drumul județean, da. O să noi luăm legătura permanentă, deci ai drumul. Acolo este o societate care... Nu dă porțiunea aia unde e... Neasfaltat acolo. Dar acolo e... Nu mai acolo, zic că tot drumul a venit tocmai la ora 8 și ceva. Da. Și-o dat. Să fie în vedere pentru... Dimineață n-a dat. O trecut fără să dea încolo. Eu am ieșit la autobuz și zicea șoferul de microbuzul de Ocheni că, uite, domnule, el stă la Maral Munteanu, nu știu unde e Maral Munteanu, probabil între Drăgin și Giurgeni, zice și n-a dat nimic. Se vede doar urma lui care a trecut, în rest n-a dat cu nimic. Acum... Nu, da. Ce drept de omul nu spune că... A fost o iarnă grea și nu... Acum știți că iarna lui ca vară. Trebuie să o luăm și noi, ca tare. Acum spunea vățile. Da, da. Păi, domnule secretar, eu am văzut la mapă. Sunt cu copii în microbus, îți dai seama, ai pădurea care... Aversează, poate să lucru. Da, nișerești. Da, două, a fost atunci. Nu, nici cu... Vrei să văd? Nu, da. Asta a fost primul val. Da, primul val. Era zăpada cât autobuzul. Deci a fost greu. Cum să fie? Păi... Mi-am învățat tot să plânge, domnule. Atât. Altă e societate democratică. Dacă zăpada de 2 cm cu alte, nu mai vin mașinile. Nu mai vin mașinile. Da, nu mai merg, alunecă, fac greu, dar nu... Să zicem, mulțumesc Dumnezeu cum este. E bine. O viață. Acum o să buie de tot. Da. Da. Să mai spui ceva la cuvânt? Domn primar? Votăm la grămadă sau pe zi? Suntem ia proiectele. La proiectul de buget o să votăm pe două secțiuni. Prima parte la venituri și cea de-a doua la cheltuieli. Le aprobăm separat. Cu el începem. Primul proiect a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 2 privind aprobarea bugetului local al Comunei Corobasca, județul Bacău, pentru anul 2023. La secțiunea venituri. Cine este pentru? Ok.
15 voturi pentru. Se abține cineva? Nu. La secțiunea cheltuieli. La deci, iar proiectul numărul 2 privind aprobarea bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru anul 2000, la secțiunea cheltuieli. Cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abține ceva? Proiect de hotărâre numărul 3, privind aprobarea taxei anuale datorate Asociației Comunilor din România pentru anul 2023. Cine este pentru? 15 voturi pentru. Se abține ceva? Nu. Proiect de hotărâre numărul 4, privind aprobarea cotizației anuale a Comunei Corbasca la patrimoniul Asociației GAL, cetatea Tamasidava. Cine este pentru? Ok. E cel mai potrivit să abține ceva? Proiectul numărul 5, privind aprobarea încheierii contractului de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului de proprietate privată în vederea întreținerii echipamentelor rețelei publice de comunicații electronice, sistem de telefonie mobilă celulară, aplasată pe un tur metalic cu Telecom România Mobil Comunicațion S.A. pentru terenul suprafață de 200 metri pătrați situat în intraurbanul satului Scărișoara, Comuna Corbasca, județul Bacău. Cine este pentru? Cineva prins să atingă ceva? Proiect de hotărâre numărul 6, privind însușirea de către Consiliul Local Corbasca a măsurilor stabilite de către Camera de Conturi, județul Bacău, prin decizia numărul 40 din 8-11-2021, cu privire la înlăturarea deficiențelor constatate în urma acțiunii de verificare, audit financiar asupra conturilor anuale de execuție ale bugetului local pentru anul 2021, la UAT Corbasca. Cine este pentru? E cineva împotrivă? Proiectul de hotărâre numărul 7, privind acordarea unor facilități fiscale și drepturi bănești personalului voluntar pentru participarea la activități prevăzute în programul Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Corbasca, județul Bacău. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre numărul 8, privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore, apte de muncă din familii beneficiare devenit minim garantat pentru anul 2023. Cine este pentru? E cineva împotrivă? Să fie cineva? Proiect de hotărâre numărul 9, privind aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2023 al Comunei Corbasca. Cine este pentru? E cineva împotrivă? Să fie cineva? Proiect de hotărâre numărul 10, privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru anul 2023. Cine este pentru? E cineva împotrivă sau cineva? Nimeni. Proiect de hotărâre numărul 11, privind aprobarea plății obligațiilor financiare de către Societatea Națională de Cruce Roșii din România, filiala județul Bacău. Cine este pentru? Cineva împotrivă sau cineva? Nimeni. Proiect de hotărâre numărul 12, privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 43 din 9-6-2022 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de 2500 de metri pătrați, având categoria de folosință pășune, parte din domeniul privat al Comunii Corbasca, județul Bacău, situată în Tarlaua 2, parcela 14, punct Mascan, sat Doceri, Comuna Corbasca, județul Bacău. Cine este pentru? Ce mai putem să atingi nou? Proiect de hotărâre numărul 13, privind implementarea proiectului îmbunătățirii calității serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în Comuna Corbasca, județul Bacău. Cine este pentru? Ceva potrivit să țin ceva? Proiect de hotărâre numărul 14, privind aprobarea protocoalelor de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru implementarea proiectului HUP și servicii MMSS. Cine este pentru? Ceva puteți să obțineți ceva? Proiect de hotărâre numărul 15, privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, de asistență sau de reprezentare juridică. Cine este pentru? Da. Ceva puteți să obțineți ceva? Domnule consilier, s-a terminat ședința. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați aprobat ordinea de zi de astăzi cu așa mare dezinvoltură. Consider că sunteți împăcați cu tot ce astăzi ați aprobat aici. Așa cum pomenea domnul Gănaru, sper să nu continuați discuțiile pe drum, pentru că chiar dacă sunt tradiționale, fac parte din cutuma locală,
nu-s de folos. Știți de ce? Pentru că cetățeanul așteaptă să fie informat în mod corect. Și dumneavoastră, în calitate de reprezentanți ai cetățeanului, trebuie să faceți acest lucru, pentru că nu cred că e bine să dezinformăm. Și acum, gândindu-mă la ce e în Comuna Corbasca și la ce grad de pregătire are comunitatea pe care eu o conduc astăzi, cu mândrie, vă spun, nu mai ține cu vorba dată din praștie, știți? Omul a început să învețe despre ce se vorbește lumea și crede ce e de crezut. De regulă, cei mai mulți vin la noi și treabă și nu se mai lasă duși după fentă, cum se povestește. Lucrăm în serviciu public, avem ca și țel toți, inclusiv noastră, noi suntem obligați de misiunea pe care o avem prin desemnarea noastră ca și organizația asta de executive, să asigurăm binele public, pentru asta ne trezim dimineață și trebuie să fim conștienți că numai lucrul ăsta trebuie să ne mâne până când se încheie mandatul și atunci vom vedea lumea ce o să prefere și trebuie să respectăm opinia celor mulți. Vă mulțumesc frumos, vă doresc sănătate, să aveți un an plin de realizări și să fiți după caz cu ce vreți să realizați noastră prima dată. Despre un subiect pe care eu vreau să dezvolt la diverse, două secunde, dacă sunteți de acord, am discutat odată la o întâlnire cu domnul secretar, cu domnul viceprimar. Intenția noastră este să organizăm de o partie cu prilejul zilei doamnelor, o deplasare undeva unde e frumos și unde doamnelor le-ar place să fie răsfățat. Să producem un eveniment la care să participați și dumneavoastră, numai dumneavoastră trebuie să vă dați acordul, în condițiile în care suntem, știu eu, convinși că majoritatea ar vrea să participe, noi demarăm demersurile care trebuie făcute și le gândeam la o deplasare la Sănic Moldova, unde să stăm o noapte, să ne cazăm. Seara organizăm masă festivă, a doua zi înainte de plecare masă festivă și venim acasă cu autocarul dus, cu autocarul întors. Sigur că o să implice costuri din partea fiecăruia dintre noi, dar zic eu că ar fi încă un motiv de încredere și un motiv de a face lucrurile altfel, un motiv de destindere, un motiv de bucurie pentru domnii care scot doamnele în societate și le desfată cu ocazia zilei dumneavoastră. Doamnele și domnișoarele. Și domnișoarele, sigur, că da, fiecare cu ce se poate deplasa. Și atunci vă cerem să ne contactați în măsura în care considerați că puteți participa, să ne faceți noi o viziune asupra acestui lucru. Da. Eu așa văd că o să fie frumos și cred că o să se și întâmple. M-am gândit la vreo 30 de perechi cel puțin. Mai venim și cu mașinile noastre care nu încăpem, dacă încăpem, ne mai ținem în brațe, vedem, noi găsim soluții. Avem aici autocar aproape, slănicul la doi pași, e și frumos, e curat, dacă prindem zăpadă ne dăm și cu un sac de plastic, un pucu paie, ca să ne țină până la anul. Da. Bine, sănătate să vă zic.